Salut! La minutul de inteligență de astăzi despre Premiul Nobel pentru Chimie 2018, obținut de Francis Arnold, George Smith și Gregory Winter. Ei au luat proteine și enzime naturale, dar perfect inutile omului și prin evoluția moleculară dirijată le-au dat proprietăți noi cu uriașe aplicații practice. Astăzi, mai toți detergenții conțin noi enzime, puteți să vedeți aici în ingrediente evoluate de Francis Arnold, pornind de la unele naturale, dar inactive în condițiile de spălare. Acești detergenți spală hainele în apă mai rece și mai puțină, economisind astfel miliarde de euro. Tot grație evoluției moleculare și grație lui Gregory Winter, avem astăzi anticorpi mai performanți, dându-ne noi medicamente care salvează vieți. Dacă ar fi să facem o analogie, tot așa cum natura a evoluat în 4 miliarde de ani specii de animale adaptate mediului, cei trei au evoluat proteine și enzime adaptate nevoilor noastre, doar că au făcut acest lucru în câteva săptămâni și în eprubetă. Proteinele și surorile lor, enzimele, sunt molecule perfecte din punct de vedere al funcționalităților. Ele sunt responsabile pentru toate procesele chimice din organism și constituie aproape 15 kg din corpul uman. Ele arată, iată, ca un gemotoc care este aparent încălcit, făcut din zeci de mii de atomi. Dar chiar dacă pare dezorganizat, acest gemotoc conține atomi perfect poziționați, care au locuri și roluri precis stabilite în structura proteinelor. Schimbarea unui singur atom din zecile de mii poate schimba radical proprietățile proteinei, fie defectând-o, fie dându-i proprietăți utile. Problema era că habar nu aveam care anume atomi trebuie schimbați pentru a transforma o proteină inutilă într-una utilă, iar cei trei laureați au rezolvat parțial problema într-un mod foarte inteligent, făcând combinatorică moleculară. Într-o primă etapă, numită de diversificare, ignorând care atom trebuie schimbat din structura proteinei pentru a obține noi proprietăți, i-au inventat o metodă de producere simultană, aproape la nimere reală, a zeci de milioane de proteine, similare cu cea de la care s-a început, dar toate puțin diferite între ele, sperând că măcar una va avea funcția dorită. În a doua etapă, au inventat metode prin care o selectează din această supă pe cea mai eficientă dintre ele. Iată aici, exact așa cum bunicii noștri selectau dintre toate roșiile pe care le obțineau într-un an pe cea mai gustoasă pentru a-i colecta semințele și a le cultiva în anul care urma. E bine, vom vedea la masa de experimente cum au făcut asta, dar pentru a înțelege mai profunzime știința celor trei, să vedem însă ce sunt proteinele, ce sunt enzimele și de ce ele sunt atât de importante încât fără ele pur și simplu nu ar exista viață. Am văzut cum sunt ele construite, să vedem cum funcționează și ce anume fac proteinele și enzimele. În primul rând, totuși, trebuie să știți că avem în organism 100 de mii de trilioane, adică un 1 urmat de 23 de zerouri de molecule de proteine și enzime de 25 de mii de tipuri diferite. Rețineți că structura exactă a proteinelor este codată cu precizie în ADN, în ceea ce numim gene, iar codul genetic propriu fiecăruia este ca o listă a codurilor tuturor proteinelor noastre. În codul meu genetic scrie, de exemplu, că am mai multe 5 alfa reductază, motiv pentru care, iată, chelesc. Proteinele codate în ADN au rolul de a lega puternic și specific o altă moleculă numită ligand, procesul de legare, declanșând fenomene biologice importante, cum ar fi, de exemplu, moartea unei celule pentru a nu face cancer. Exact așa cum o cheie intră specific într-o broască, proteinele, ca cea roz de aici, recunosc specific o moleculă din organism, precum cea albă, și o leagă în situsul lor de legătură. De exemplu, dacă proteina despre care vorbim este un anticorp, ea leagă molecule care sunt prezente pe suprafața virusilor, ca cea galbenă de aici, declanșând astfel procesul de distrugere al acestor patogeni. Enzimele, în schimb, fac ceva mai mult decât proteinele. Ele nu doar leagă anumite molecule, dar odată legate le și distrug. O enzimă foarte interesantă este alcool de hidrogenază, care are rolul de a distruge alcoolul. De aceea puteți să beți 2-3 pahare de vin fără să vă îmbătați, iar eu pot să beau un mic paharel de vin moldovenesc, curându-vă la mulți ani,
fiind sigur că nu o să spun prea multe prostii în continuare. Asiaticii, pentru că au mai puțin alcool de hidrogenază, se îmbată mai ușor, dar și chefurile lor le ies mai ieftine. Ei bine, recapitulând, în două etape, una de generare a diversității moleculare, a doua de selecție din această diversitate a moleculei cele mai bune pentru rolul pe care l-am dorit, cei trei laureați au reușit în laborator și cu molecule ceea ce natura a reușit în 4 miliarde de ani de evoluție a speciilor de plante și de animale. Vom vedea la masa de experimente cum au folosit proprietatea ADN-ului de a coda proteine, cum au manipulat ADN-ul virusilor și cum au folosit înmulțirea rapidă a virusilor pentru a produce colecția de zeci de milioane de proteine modificate și cum au reușit să o selecteze pe cea mai bună pentru a produce enzime și proteine utile nouă. Ei bine, să mergem la masa de experimente. Tehnologiile celor trei se numesc generic expunerea pe bacteriofagi și se bazează evident pe bacteriofagi, virusuri care parazitează bacteriile. Bacteriofagii au o suprafață de proteine numită capsidă, în interiorul căreia găsim, dacă o deschidem, o moleculă de ADN viral, care este în același timp codul proteinelor de pe suprafața virusului. Dacă în acest ADN viral alb-negru inserăm ADN-ul, adică codul unei proteine roz, iată aici, vom obține virusuri care au pe suprafața lor expuse proteina roz. Iată aici mai multe exemplare expuse ale proteinei roz. Dacă infectăm bacteriile cu acest ADN fuzionat, ei bine, bacteriile vor produce, iată, milioane de virusuri care vor expune pe suprafața lor proteina roz codată în ADN-ul roz. Iată cum așadar, fuzionând ADN-ul ce codează o proteină cu ADN-ul natural al virusului, expunem de fapt pe suprafața virusului orice proteină dorim. Pentru a crea o diversitate de proteine, cei trei au creat mai întâi o diversitate de coduri, adică o diversitate de molecule de ADN, astfel. Au luat ADN-ul proteinei roz fuzionat cu ADN-ul proteinei virale, în alb-negru aici, și au înlocuit o bucată din el cu una dintre zecile de milioane de bucăți aleatorii de ADN preparate în eprubetă. Obținem astfel zeci de milioane de molecule de ADN în care avem fuzionat ADN-ul natural al virusului în alb-negru cu ADN-ul proteinei roz, dar care conține, iată aici, o parte aleatorie. Bacteriile, după ce internalizează aceste constructe, decodează informația din codul moleculelor de ADN construite aleatoriu adineauri, transformându-le în virusuri, iată aici, care expun pe suprafața lor una dintre milioanele de proteine care a fost codată în ADN-ul puțin modificat al proteinei roz. Astfel, de exemplu, ADN-ul care a fost modificat inserându-i o bucățică galbenă va produce virusul care conține pe suprafața sa, care expune pe suprafața sa proteina galbenă similară cu cea roz de la care am pornit, dar puțin diferită. Ca să-l selectăm dintre zecile de milioane de virusuri pe cel care are pe suprafața sa proteina care leagă cel mai bine un agent patogen, ca de exemplu această moleculă curcubeu aici, mergem la pescuit de virusuri, având ca momeală fix molecula pe care dorim să o sechestrăm. Ei bine, molecula momeală nu se va lega de virus, de proteinele care sunt expuse pe suprafața virusurilor, dar care nu o leagă. În schimb, va selecta, iată aici, proteina optimă și va extrage fix virusul care codează această proteină în ADN-ul său modificat. Mai departe, citind ADN-ul viral, adică codul proteinei care a prins momeala, știm exact care este structura acestei proteine și putem astfel să producem tone din ea, având medicamente sau alte proteine utile pentru diferite aplicații. Ca o recapitulare,
Cei trei laureați Nobel, Arnold, Smith și Winter, au reușit să evolueze proteine și enzime utile omului pe care le găsim astăzi în detergenți sau chiar în medicamente. Ei bine, au făcut asta utilizând capacitatea virusurilor de a expune pe suprafața lor proteinele codate în ADN-ul viral pe care știm foarte bine să îl modificăm, modificând aleatoriu ADN-ul unei proteine inserate în codul genetic al unui virus, se obțin virusuri care expun pe suprafața lor colecții de proteine similare, dar puțin modificate aleatoriu, din care o selectăm printr-o metodă de captură chimică pe proteina cea mai capabilă să lege și să sechestreze o moleculă patogenă de care vrem să ne scăpăm. În încheiere, dragii mei, nu uitați, știința e chiar cea mai cool distracție.